Cazurile de violență asupra polițiștilor par a fi din ce în ce mai dese. De această dată, victima a fost un agent din județul Olt. Echipa de siguranță publică din care făcea parte acesta se deplasase la locul unui accident. Un autoturism condus de Adrian Grigorie, de 25 de ani, a ieșit în decor, avariind un alt autoturism și mai multe utilaje agricole ce se aflau în afara părții carosabile. Atât conducătorul auto, cât și pasagerul Cătălin Șerban, de 24 de ani, din orașul Balș-Olt, se manifestau violent, motiv pentru care au fost imobilizați și în timp ce se deplasau către sediul secției, Adrian Grigorie l-a lovit cu capul în zona feței pe Sorin Cepoi, unul dintre agenții de poliție, provocându-i leziuni. Un accident, niște băieți erau băuți și ne-am trezit, au făcut gălăgie, tot ei făceau gălăgie, beți și recalcitranți, au luat pe aceia cu... Câți erau? Doi. Și au lovit poliția? Pe aici, da, a venit poliția, a anunțat poliția, a venit. Am înțeles că unul i-a dat cu capul în gură, poliția. Da. Hei. Un minuțel. De ce ai lovit? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Am fost lovit. Uitați-vă. Ai tâlhărit pe cineva la vas? Niciodată. S-au respectat procedurile, adică... S-au respectat procedurile. V-am spus, mai multe detalii o să vă furnizeze colegii mei. Nu sunt dumneavoastră. Da, sunt persoane violente, sunt situații cu care noi ne confruntăm zi de zi, nu ne plângem, nu e vorba de a... În momentul în care a fost băgat în mașină, te-a lovit? Și totuși a lovit un organ de poliție. Exact. Întrucât tânărul de 25 de ani emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcool test de polițiști, astfel rezultând valoarea de 0,87 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La data de 21 septembrie 2017, la parchetul de pe lângă judecătoria Craiova, s-a primit plângerea persoanei vătămate CGS, lucrător de poliție în cadrul Poliției Municipiului Craiova, prin care a reclamat faptul că în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2017, în jurul orelor 4 și 15 minute, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost lovit cu capul în zona feței de către o persoană de sex masculin, fiindu-i provocate leziuni de violență. Dosarul a fost înregistrat și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, urmând a fi luate măsurile legale. A fost informat parchetul de pe lângă judecătoria Craiova, iar cercetările se continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Cauza fiind preluată de către unitatea de parchet competentă cu soluționarea. În plan legislativ ar trebui un pic de implicare mai mult a factorilor de răspundere din Ministerul de Interne, un pic de atenție mai sporită a polițiștilor atunci când au de-a face cu infractori, vor răspunde în fața legii. Se sancționează cu închisoare, până la 7 ani. Cei doi tineri sunt bănuiți de comiterea unei tâlhării, faptă comisă în aceeași noapte în localitatea Balș, județul Olt.